Bicarbonatul de sodiu este un agent antifungic, eficient, ieftin și la îndemână. Este un remediu organic și ecologic pentru pete negre pe frunze și bolile fungice, precum mucegaiul care provoacă făinarea la roșii, castraveți, fasole, dovlecei. Ciuperca poate dăuna rapid plantelor și poate duce la ofilirea și chiar moartea plantelor. Fungicidul cu bicarbonat de sodiu se prepară foarte simplu. Avem nevoie de 1 litru de apă, o lingură bună de bicarbonat de sodiu, o linguriță de săpun lichid și 2 lingurițe de ulei vegetal. Se amestecă toate ingredientele, se agită bine și se pulverizează pe frunzele plantelor și a legumelor de 2 ori pe lună, ca măsură preventivă, sau pulverizați pe frunze la fiecare 3 zile pentru a trata o problemă fungică existentă. De asemenea, puteți pulveriza lângă baza plantelor pentru a le proteja de melci, viermi, nematozi și focare fungice, cum ar fi mucegaiul. În plus, acest amestec protejează împotriva afidelor, muștelor albe, tripsului, omizilor, acarienilor, gândacilor și furnicilor. Când este consumat de insecte, liberează dioxid de carbon în sistemul lor, care le omoară. Uleiul vegetal îi sufocă și, de asemenea, respinge sporii fungici. Care sunt avantajele folosirii bicarbonatului de sodiu? Pe lângă faptul că este un fungicid și insecticid eficient, spray-ul cu bicarbonat de sodiu mai are și alte avantaje, precum că păstrează frunzele proaspete și curate. Se zice că îndulcește gustul roșilor, poate regla nivelul pH-ului solului, dar are și câteva dezavantaje. Bicarbonatul de sodiu este o sare și utilizarea excesivă a acesteia poate fi toxică pentru unele plante. Utilizarea constantă și repetată și extrem de frecventă poate afecta negativ creșterea plantelor. Acumularea de bicarbonat de sodiu în sol poate afecta nutrienții din sol, asta doar în cazul grădinilor foarte mici sau a paturilor ridicate. În grădinile mari, spațioase, puteți folosi bicarbonatul de sodiu fără nicio grijă.